ziua, domnilor, domnilor și dragi copii! Azi, la școala de televiziune Dicție.ro vă aducem o știre direct din inima Londrei. Este vorba despre cel mai cunoscut motan din lume, după Tom și Garfield. El este Larry, motanul care locuiește în reședința premierului britanic. Jurnaliștii de la Sky News l-au surprins într-o acțiune nocturnă în care bătrânul Larry se confrunta cu o vulpe. Nu se știe ce intenție avea și rata, poate era spion. Cert e că vulpea spion a fugit de a mâncat pământul, când detectivul nostru cu blană sare pe zi la ea. Misiunea a fost îndeplinită cu succes, iar Larry și-a încheiat patrula fără alte incidente. Imaginile au fost preluate de aproape toate televiziunile mari din lume. Noi încheiem aici povestea motanului Larry. Eu sunt Vladimir, numai bine, pe curând!